Bună ziua, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre uscarea în șirul, o metodă de uscare în special a ardeilor pentru boia, așa numită post-maturare, o constituind șirarea lor pe ață sau soară și atârnarea șirului rezultate sub șoproane. Uscarea are loc sub acțiunea factorului natural, curenți de aer și căldură solară. Operația de înșirare a fructelor sau legumelor pe soară se face manual cu ajutorul unor ace speciale. Lungimea unui șir este de circa 2 metri, având greutatea de maxim 6-7 kg. Capetele șiragului se leagă, apoi se atârnă pe șipci din lemn așezate sub șoproane pe rastele suprapuse pe câte 3 rânduri. Înșirarea este o operație care se execută cu consum mare de forță de muncă. În 8 ore se realizează 130-150 kg într-o perioadă când forța de muncă din unități este mobilizată la recoltarea produselor. În aceste condiții, asigurarea personalului necesar pentru această activitate constituie o problemă din ce în ce mai mare. Pentru rezolvarea situației prezente mai sus, am încercat o metodă nouă de uscare, fără înșirare manuală a fructelor în care se folosesc plase de bumbac sau fileuri de in Floriclorură de vinilin. Vă salut și vă doresc o zi cât mai plăcută!